Vreți să jucăm zurlici? Da! Da! Hai să jucăm! Dau cărțile! Stai un pic, mulțumesc! Am eu cărțile mele aici de zurlici, nu te deranja. Stai liniștit cu pachetul ăsta, pentru că eu sunt foarte bun la jocul ăsta. Bine, și știu să împart cărțile foarte bine, știu să mă joc și știu să vi le explic dacă aveți vreo nelămurire, să știți. Tot te rog frumos, explică! Deci, o să vă dau fiecăruia câte 4 cărți. Da. Așa. Și cine rămâne cu turavura în mână, o să trebuiască să facă o provocare. E foarte simplu jocul. Așa. Cine are 5 cărți trebuie să înceapă. Eu. Te rog, mulțumesc. Gata, am dat-o. Am pereche. Bravo. Am scăpat de o carte. Da, aștept să fac și eu pereche. Nu. Pereche. Bravo. Poftim. Nu se poate așa ceva. Am o pereche. Bravo. La fel ca mine și ca Lulu. Vreau și eu să fac o pereche. Eu am o pereche. Stai așa. Doar eu am rămas aici, fără pereche. Aici, gata. Și trebuie să dau o carte jos. Bine. Am și eu pereche. Ti-ti-ti-ti-ti-ti. Și mai dau o carte. Mai departe. Nu! Ce e aici? Aoleu! Mă dau mai departe, dar stai că am și eu o pereche. Da? Da. Ok. Păi, adică... bine. O dau și eu mai departe. Așa nu o să mai terminăm jocul niciun. Bine, dau și eu altă carte. Încă o pereche. Mama mia, am 3 perechi, ce tare sunt. Pune o carte jos. Da. Bine, poftim. Aceasta? Da. Bine. Wow. Uite, dau mai departe. Pereche. Știam. Poftim. Am o pereche, am dat mai departe și am câștigat! Bravo, Trulie! Uite, am 4 perechi. 1, 2, 3, 4! Dar stai puțin! Bravo. Tu cum ai 4 perechi și noi puteam să facem doar câte 2? Păi, m-am mișcat mai repede puțin. Nici eu n-am înțeles cum. Dacă le mai fac eu o dată, mai fac eu o dată cărțile și vi le împart bine, 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 concentrați-vă. Tu ai avut-o pe turavura! Da! Da. Deci trebuie să faci pe de provocare. Bine, sunt pregătit. Eu trebuie să-ți dau o provocare pentru că am câștigat. Trebuie să strigi în gura mare, Trulie cel mai tare. Ia! Ușor! Trulie cel mai tare! Bravo! Bate palma. Super! Haide! Că vreau să câștig și eu de data. Bine! Așa, una pentru tine, pentru tine, pentru tine, pentru tine, pentru mine, pentru tine, pentru mine, pentru tine, pentru tine, pentru mine. Ce îmi place jocul ăsta! Să vezi ce o să-mi plac atunci când o să câștig. Gândește-te la provocări. Succes, prieten! Succes, Trulie! Mulțumim! Wow! La fel! Wow! Poți să spun și eu wow? Am nicio pereche! Cine începe? Tu! Bine, eu! Că ți-ai pus, că tu ai avut o carte în plus. Pam, 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 eu am o pereche! Da! Bine! Și trebuie să pun o carte jos. Da! Pam, 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 am și eu nimic. Pam, pam, pam. Eu am o pereche. Bravo, Lulu! Eu am o pereche! Wow! Norocosule, haide, vrăși, dă-i o carte. Dă-i o carte, dă-i. Eu n-am nicio pereche. Bine, și eu o să mă uit acum mai bine și cred că... uite, am găsit și eu. Am și eu pereche, pam, pam, pam. Dau mai departe. Poate câștig eu jocul acesta. Am încă o pereche. Poftim. Da. Of. Trul, ești foarte tare la jocul ăsta. Da, chiar sunt. Of, n-am nimic. Dar ți dau mai departe. Dar cu ce-a făcut? Eu i-am dat-o pe turavura. Cu ce-a făcut pereche? Ce vorbești? Nimic, nimic, iertați-mă, vorbesc. Am încă o pereche și am dat mai departe. Gata, am câștigat. Gata. Da. Dar stai puțin, că n-am reușit să fac nicio pereche. Tu... Păi, câte pereche? Stai, stai, lasă, că le fac eu din nou. Stai, liniștiți. Ce? Ai dat-o pe cozorocul. Truli. Truli are o pereche pe cozorocul lui.
Ai trișat? Spui că nu știi cum au ajuns acolo, nu-i așa? Da. S-au lipit singure. Da. Ca prin magie. Da. Adică ți-au căzut un pachet de cărți peste cap. Haide, mai bine recunoaște adevărul că ne-ai păcălit, Trulie. Da. Nu v-am păcălit, nu. Eu nu trișez niciodată. Nu știu cum au ajuns aici. Probabil, Lulu, ai umblat tu cu jobenul meu? Nu! Vrăjea, ai umblat tu? E prea evident! Da. Serios, cum crezi că poți să ne păcălești chiar așa? Nu, prieteni, eu zic că trebuie să vorbim cu tanti prezentatori. Asta e zis și eu. Nu mi se pare un trișez la joc. Nu mi se pare normal. Tanti prezentatoarea! Trulie ne-a păcălit! Eu nu mai știu ce să mai zic despre treaba asta. Zici că nu e Trulie prietenul nostru. Nici eu nu mă mai joc cu el niciodată. Nici eu. Tanti prezentatoarea, nu o să-ți vină să crezi ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că Trulie ne-a provocat la un joc de cărți. Și ghiși ce? Trulie a câștigat. Nu se întâmplă de fiecare dată. Alo, stegulețe, pică pentru Tanti prezentatoarea, acum o problemă. Iertați-mă, ce s-a întâmplat? Trulie este trișător. Da. Cum adică? Adică ne trișează la suflet și la joc. Măi, fetița Zurli, exagerați, serios, n-are cum să. Dar că nici măcar n-ai auzit ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Scuză-mă. Ok, gata, vă ascult, sunt ochi și urechi. Deci, Trulie a venit cu un pachet de cărți la noi și ne-a propus să ne jucăm un joc de zurlici. Bravo, Trulie. Confirm. Bravo. Și eu confirm. Foarte frumos din partea. Și noi ne-am jucat. Da, foarte frumos. Și noi am acceptat. Da. Frumos, bravo. Confirm. Așa trebuie. Bravo și nouă. Bravo și vouă. Bravo și vouă. Și după aia pe parcurs ce ne tot jucam, așa, la fiecare meci Trulie câștiga. Bravo, da, Trulie! Da, cel mai bun la jocul ăsta. Dar știi, spune ce am observat în timpul jocului. Am observat că în timpul jocului, după aia am început să fim mai atenți, normal, că suntem și noi isteți. Și am observat că Trulie trișa tanti prezentatoarea, se uita în cărțile noastre. Da, nu, da. Eu cred că vi se pare. Și cred că are și două, trei cărți în plus acolo la pachetul lui. Să ridicai pachetul, să vedem. Gașca Zurli, opriți-vă. Îl cunosc foarte bine pe Trulie. Este corect, este atent, este responsabil, e deștept, e inteligent, este un bun coechipier. Eu cred că vi se pare. Uite, dar nu este vă răspuns! Mai e și strâmbicios la noi! Nu e adevărat. Și n-ai văzut. Și tu nu l-ai văzut. Ai de mă, Tanti prezentatoarea, trebuie să ne crezi. Adică tu-l crezi doar pe el și pe noi patru, nu ne crezi? Vă cred și pe voi, dar chiar exagerați. Trulie este un copil foarte bun. Exact. Bravo, Truliță, bravo. Eu chiar am foarte mare încredere în el și mi se pare că v-ați adunat așa toți patru împotriva lui și nu e ok să faceți asta. El e singur, voi sunteți toți patru. Da, și toți păcăliți. Hello! Trage-mă puțin de ureche. Mai zi odată că poate n-am auzit bine. Adică tu spui că Trulie e cel mai și noi patru toți suntem doar niște supărăcioși pârâcioși. Pe care răspund eu. Da. Uite! Nu. Sunteți minunați cu toții, dar eu chiar cred că Trulie nu poate să înșele. Chiar cred că Trulie nu poate să păcălească la joc și chiar cred că e cinstit. Serios. Știți ceva? Atunci, Trulie, să te joci numai cu tanti prezentatoarea. Da, eu mă duc să mă joc cu prietenii. Am încurcat puțin cărțile. S-a întâmplat pur și simplu? Nu, chiar am vrut să trișesc ca să câștig. De adevăratele? Da. Și îmi pare rău. Chiar îmi pare rău. Am vrut să trișesc ca să câștig și eu odată, să văd cum e să câștigi și să fii cel mai bun. Îmi pare rău, mă iertați? Vă rog. Să știi că ne-am dat seama. Da? Da. Fetița Zurli, mă ierți? Trulie. Da. Iartă-mă, dar încă nu pot să te iert. Haideți, măi, că îmi pare rău. Și uite, dacă mă iertați, să știți că merg la tanti prezentatoare și spun tot adevărul. Promiți, da? Da, îi spun tot adevărul. Și promiți de față cu ea că nu mai faci așa? Niciodată. Și îți promit și ție că nu mai faci niciodată așa? Da, promit. Și promit să nu mai iei exemplu de la Turavura. Da. Bine. Și trebuie să votăm. Și promit că o să mă joc corect cu voi. Haideți, vă rog, mă iertați? Trebuie să votăm, da. Bine, votați. Deci, Trulie, în primul și în primul rând pentru că ai recunoscut. Da. Te iertăm. Yes! Super! Mulțumesc! Dar ne dorim din tot sufletul să nu se mai întâmple. Nu se mai întâmplă, promit.
Bine, și mergem la tanti prezentatoare. Da, și mergem la tanti prezentatoare și spun tot adevărul și îmi cer scuze și față de voi și față de ea. Bine, bine. Prieteni? Hai să fim prieteni! Da. Prieteni, hip, 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 prieteni! Hai să ne jucăm telefonul fără fir. Da! Da! Vreau eu să zic primul cuvânt. Zile. Bine. La, 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 la. Ei, ce râdeți? Mai zi o dată la mult. E, o dată zis bune. Bine. Deci ce am auzit aia spun. Da, da. Exact. Are bine, petrea, prerea ta. Da, asta am auzit. Da, ce era? Furnici. Furnici în pantof. Furnici în pantof. Mai știu bine. Eu unul. Zi. Hai să-i spun lui Lulu. Pare amuzant. Nu asculta, nu asculta. Nu ascult, nu ascult, nu ascult, nu ascult. Nu înțeles. Dar spune-i lui Vrăzi. Bine, haide. De ce mi-a spus mie? Am schimbat sens. Am schimbat sens. Zi, ce ai auzit? Șoricelul mâncăcios? No! No! Era șoricelul pisicos! Wow! Wow! Îți imaginezi un șoricel care face ca pisica? Da! Da. Țip, țip, miau, miau! Eu am mai fost alintată odată pisicuță șoricel. Serios, de cine? Da, de mama! Pe da. Bune! Așa îmi zicea, pisicuță șoricel! Oare există vreo casă în care stau copii și unde să fie ordine tot timpul? Și hopa! Ce sunt astea? Trei exemplare de Truli, patru de fetițe Azurli, cinci de Lulu... Tanti prezentatoarea! Și... Ce faci cu cărțile mele? Truli! Da? Al cui e ghiozdanul ăsta? Al meu? Uh-huh. Asta? Tot ale mele. Tot ale tale. De ce ai tu trei exemplare de Truli? Îmi place de mine. E frumos din partea ta, dar de ce ai patru de fetițe Azurli? Fac colecție. Și de ce ai cinci de Lulu? Și unde e turavura din pachetul tău de cărți? Zurlici înseamnă două exemplare din fiecare personaj. Așa și e. Turavura. Iar cel care o nimerește pe turavura primește pedepsă. Astea sunt cărțile cu care te joci cu ei? Astea sunt cărțile cu care tu câștigi de fiecare dată? Da. Îmi pare rău. De ce faci asta, Truli? Pentru că am vrut să mă vezi și pe mine că sunt cel mai bun și cel mai frumos și cel mai talentat și cel mai grozav. Dar ești și bun și frumos și talentat. Și ca să văd asta, tu nu trebuie să înșeli. Truli, vrei să ne jucăm? Da. Ce sunt? De ce ești supărat? De ce e supărat? Gașcă, Zurli. Am găsit pachetul lui de cărți. Ai aflat și tu ce s-a întâmplat? Uh-huh. Adică ai aflat că noi aveam dreptate. Uh-huh. Să știi că noi l-am iertat deja pe Truli, că a recunoscut că a greșit. Da. Și a spus că îi pare rău. Dar tanti prezentatoarea, mai trebuie să-și ceară cineva scuze dintre noi. Vrei să fac o numărătoare să vedem cine cade? Uh-huh. Antantezi, inima nimeni să-și ceară iertare chiar acum tu. De ce? Păi cum de ce? Pe bune? Păi eu n-am jucat, eu n-am trișat. Dar nu e vorba despre joc, e vorba că nu ne-ai ascultat și nu ne-ai crezut da. Când noi ți-am spus. Da, și totul a fost din cauza mea. Da, pentru că am avut sentimentul că ai nevoie de mai multă susținere și de mai multă încurajare, pentru că am simțit că nu ai suficientă putere să răzbești, pentru că ți-am suflat în aripi un pic mai mult decât le-am suflat celorlalți. Păi, da, tanti-prezentatoarea, dar ce vină avem noi? Păi nu aveți nicio vină și îmi pare foarte rău că s-a întâmplat așa. Chiar am crezut că Truli are nevoie de mai multă susținere. Și nu e normal ceea ce am făcut. Iertați-mă, chiar îmi pare rău. Da, dar tu ai presupus din prima fără să ne auzi că noi suntem aia care voiam să te păcălim și care eram supărăcioși și pârăcioși. Și nu știm să pierdem. Și că nu știm să pierdem. Îmi pare rău. Promiți îmi pare rău și promit că nu o să mai fac asta niciodată. Promiți că o să ne ascult și că nu o să crezi nimic până când nu vezi probele? Bine, hai, promit. Așa. Că o să fiu mult mai atentă. Da. Că o să ascult toate părțile. Așa. Că o să trag concluziile după ce știu tot adevărul. Și promit că o să vă suflu în aripi în mod egal tuturor. Yay!
Dar și voi trebuie să promiteți ceva. Ce? Puneți degetul pe nas și spuneți după mine. Promit. Promit. Că nu o să înșel niciodată. Că nu o să înșel niciodată. Că o să particip la jocuri fără să trișez. Că o să particip la jocuri fără să trișez. Și că o să mă bucur de joc. Și că o să mă bucur de joc. Indiferent de locul pe care o să fiu la finalul lui. Indiferent de locul pe care o să fiu la finalul lui. Promit? Bravo, gașcă zârlu. Promit! Truli mai trebuie să promită ceva. Bine. Ce trebuie să promită? Promit! Promis. Zici după mine cu voce tare, da. Să-i las pe prietenii mei. Să-i las pe prietenii mei. Să câștige. Băi, trebuie să ai și tu o pedeapsă, da. Ce e asta? 3 zile trebuie să ne lași pe noi să câștigăm. Poate să nu fie neapărat o pedeapsă, poate să fie un cadou pe care trebuie. Da, da. Și vă jucați de a lăsa tu să câștige exact. Ceilalți. Da, exact. Mă bucur foarte tare că ați înțeles și mă bucur foarte tare că m-ați făcut atentă la toate lucrurile astea. Îmi pare rău că nu v-am ascultat și că am tras concluzii pripite. Și pentru că lucrurile sunt clare, ne-am lămurit, Truly n-o să mai trișeze niciodată, nu. Iar eu o să-mi deschid urechile de fiecare dată când o să vreți să vă ascult. Eu propun să ne jucăm cu niște cărți de adevărate. Le aveți la voi?